Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De data asta un videoclip puțin mai special. După cum puteți vedea, suntem la Parlament, la Casa Poporului aici în București. Pentru cei care nu știu, eu acum un an m-am mutat în București pentru a studia la ASE, la facultate, dar și pentru a schimba orașul, pentru că fie vorba între noi, mă cam plictisisem în Craiova. Voiam ceva mai special, voiam o provocare, voiam ceva nou și de asta am venit în capitală și sunt sigur că mulți dintre voi vă aflați în aceeași situație cu mine. Așa că astăzi vreau să vă povestesc din experiența mea de un an de aici, cum e când ajungi prima dată și cum să te descurci singur în caz că vrei să vii aici la facultate sau pentru serviciu. Hai să-i dăm drumul! În cele ce urmează o să vorbim despre 5 subiecte care cred eu că rezumă cel mai bine viața în București, și anume prețurile chiriilor, transportul, oamenii, infrastructura și atracțiile și oportunitățile. Ne-am întors puțin acasă în minunata mea chirie. Bineînțeles, când vii prima dată în București, trebuie să ai unde să stai. De asta vreau să vorbim prima dată de prețul chiriilor de aici. Desigur, dacă ești la facultate, poți sta și la un cămin. Din ce am vorbit cu un prieten, am înțeles că prețul pe lună la un cămin de stat este de sub 500 de lei, ceea ce e cu mult mai puțin decât o chirie, după cum o să vedeți. Dar să stai la cămin are și dezavantajele sale, trebuie să împarți camera cu alți oameni, ai spațiu mai mic și așa mai departe. Eu am preferat să stau într-o chirie pentru că am nevoie de mai multă intimitate și consider că e mai bine pentru mine. Așa că voi vorbi doar despre chirie acum și poate te întrebi de ce e important să știu la ce prețuri să mă aștept. E bine, ca să nu iei țeapă așa cum am făcut-o eu acum 2 ani, dacă nu știi despre ce e vorba, o să las videoclipul în colțul din dreapta al ecranului. Dacă pare prea bun prețul să fie adevărat, ceva e putred. Ce trebuie să știi tu, în principal, este că prețul unei chirii depinde de 3 lucruri. Numărul de camere și suprafața, utilitățile și aspectul și zona. Hai să le luăm pe rând. Eu stau într-o garsonieră și din start vă spun că o garsonieră în București începe de la 200 de euro. Rar găsești ceva sub 200. Ca un termen de comparație, în Craiova cu 250 de euro poți găsi și un apartament cu 3 camere. Bine, e adevărat, Craiova e de 6 ori mai mic decât Bucureștiul, dar asta e altă poveste. Ca repere, o să vă dau prețul minim indiferent de zonă. Pentru o garsonieră cu 30 de metri pătrați, minim 200 de euro. Pentru un apartament cu 2 camere și 50 de metri pătrați, 250 de euro și pentru un apartament cu 3 camere și 70 de metri pătrați, 300 de euro. Acum să vorbim despre al doilea factor care contribuie la preț, și anume utilitățile și aspectul. Se mai adaugă la prețul chiriei dacă apartamentul are centrală proprie. Nu știu dacă ești la curent cu asta, dar în București sunt probleme destul de mari cu căldura iarna de la rețeaua centrală, pentru că multe țevi sunt vechi, trebuie înlocuite, iar oamenii tind să își instaleze o centrală proprie în casă ca să nu aibă probleme iarna cu căldura. Iar asta crește prețul chiriei. Iar dacă vrei și aer condiționat, mobilier nou, blocul să fie nou și izolat termic, din nou, prețul chiriei crește. Acum să vorbim puțin de zonă. Orașul este împărțit în 6 sectoare. Dacă vorbim în termenii gradului de dezvoltare, orașul e împărțit în 2. Și anume, nordul este mai bogat, sudul este mai sărac. Sectorul 1 este cel mai bogat, iar sectorul 5 este cel mai sărac. Asta spun statisticile și nu doar ele, se vede cu ochiul liber. Prin urmare, chiriile în 1 sunt foarte scumpe, deci atunci când cauți în anunț, află și sectorul în care se află imobilul ca să știi la ce preț să te raportezi. Dacă intri pe imobiliare.ro, ai o chestie foarte mișto aici care este ajutătoare. Îți arată prețul anunțului în funcție de zonă. Atenție, mulți studenți când vin aici nu cunosc cartiere și nu știu cât de aproape este apartamentul de un mijloc de transport în comun. Când găsești un anunț pe internet, intră și pe Google Maps să vezi în ce zonă se află, ca să știi cât de aproape e de facultatea ta, de metrou sau de orice mai ai tu nevoie. Atenție când vezi în titlu Militari Residence. Acolo sunt blocuri noi, arată prea frumos, prețurile sunt prea bune pentru ceea ce oferă, dar sunt prețurile alea pentru că e aproape în afara Bucureștiului și faci foarte mult până în centru. Pe lângă asta, la preț mai contează și dacă apartamentul e situat aproape de magazine, de mall-uri sau de alte facilități și, poate cel mai important, dacă e aproape de o stație de metrou. Și dacă tot am ajuns la metrou, urmează transportul în București.
Mă aflu pe bulevardul Iuliu Maniu, unul dintre cele mai mari bulevarde din București. Pro tip, fă cumva să nu te afli aici în intervalul 5-8 seara, pentru că e un calvar. Vineri seara pleacă toți din București, fie la țară, în orașele lor sau într-o mini-vacanță de weekend. Poți rămâne blocat în trafic chiar și 2 ore. Și nu glumesc. Un alt protip, primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ajungi cu mașina în București, e să-ți pui numărul de telefon în parbriz. Bucureștenii nu prea se joacă cu locurile de parcare. E cea mai bună soluție dacă nu vrei să te trezești cu mașina zgâriată, să nu zici că nu te-am avertizat. În București, dacă dai semnal să schimbi banda, nu te lasă nimeni să treci, ba din contră, accelerează și mai tare ca să te depășească. După cum puteți vedea, intersecțiile sunt majoritatea blocate, abia poți să te strecori pe aici. Parcările la fel, fiecare parchează unde îi se taie, unde îi se scoală, să zic așa. Aici nu e important unde parchezi, aici e important să parchezi. Dragoș, cameramanul care ne filmează, a făcut accident aici în București. A mers la poliție și acolo polițistul l-a găsit pe el vinovat, deși nu era vina lui. În București mergi cu mașina pe riscul tău, mai ales când ești din altă localitate. De asta vă recomand să investiți 200-300 de lei într-o cameră de bord. Ați standat pe ea vreo 300 de lei. Ai puțin mai multă siguranță dacă se întâmplă ceva. Ai o dovadă să-i arăți polițistului că, bă, uite, asta s-a întâmplat, n-a fost vina mea. Străzile din București sunt cam încurcate, este destul de greu să te orientezi. Ca un termen de comparație, am fost vara trecută în Viena și acolo mă simțeam de parcă era orașul meu natal. Adică atât de ușor era să te orientezi, aveai marcaje clare. Aici marcajele lipsesc, semnele lipsesc. Acum ne îndreptăm către Piața Romană. E una dintre cele mai aglomerate zone din București, alături de Piața Unirii și Piața Victoriei, dacă nu mă înșel. În București sunt bulevarde foarte mari, însă pistele de biciclete lipsesc, transportul în comun este destul de învechit. Cel mai potrivit cuvânt pentru traficul din București este junglă. Cu mașina este simți de parcă în fiecare oră ar fi oră de vârf. Mașini, înjurături, gropi, parcări haotice și nesimțire, toate le găsești aici. Nu face greșeala să-ți cumperi trotinetă electrică așa cum am făcut eu, din 3 motive. 1. Nu prea există piste de biciclete pe stradă. 2. Sunt gropi. Și 3. Găsești trotinete pe stradă, fără să dai 20 de milioane pe o trotinetă de asta. Să mergi cu bicicleta sau cu trotineta pe aici, pe străzi, de aproape sinucidere curată, trebuie să ai ouăle cât casa. Alte mijloace de transport aici, autobuzul, troleibuzul, tramvaiul, dar de departe cel mai eficient, metroul. Metroul e ca colegul ăla care te lasă să copiezi la test când nu mai ai nicio speranță. E cea mai bună metodă de transport în București. Cu metroul poți ajunge aproape oriunde, cu excepția unor zone. Partea bună e că garniturile sunt destul de noi. E mult mai civilizat să mergi cu metroul decât cu tramvaiul. Iată că vine și metroul. Chestia e că o să va lua puțin să înveți rutele și stațiile, deci să nu te sperii dacă e metroul greșit. Este cam plin. Gata, am făcut și o călătorie mică cu metroul. Să vedeți puțin cam cum e feeling-ul să mergi cu metroul. Ca să te orientezi mai ușor, ați văzut că în fiecare metrou ai niște hărți cu magistralele de metrou. Ele te ajută foarte mult să vezi unde te afli și către ce stație mergi. Voiam să vă arăt pe harta asta magistralele de metrou, dar e învechită. Asta e una actualizată. Ai 5 linii de metrou colorate diferit. Linia 1 sau magistrala 1 este ca un cer care se învârte în jurul centrului Bucureștiului. M2 este o linie care îl străbate pe verticală, M3 pe orizontală, iar M4 și M5 sunt două linii mai mici care sunt pe diagonală. Iar acum că am terminat cu transportul, să trecem la al treilea capitol. Bine ați venit în București, capitala posibilităților aici. Aici o să fim gata că nu mai știu. Am ajuns și în centru vechi. Poate cel mai surprinzător lucru pe care l-am întâlnit aici în București când am ajuns prima dată: oamenii, cât de mulți străini sunt în București și cât de divers sunt oamenii aici. Și asta pentru mine e un lucru bun și totodată interesant, pentru că mie îmi place să cunosc idei și perspective diferite de ale mele și aici poți întâlni oameni din toate colțurile lumii. Lumea e mult mai grăbită, pare că toți se grăbesc să ajungă undeva. Într-un fel, într-un oraș așa mare, e normal să fii puțin mai grăbit, adică îți ia mai mult timp să ajungi dintr-un loc în altul. Un lucru e clar, lumea e pusă pe făcut bani și de asta te lovești din prima secundă când pui piciorul aici. În Gara de Nord, primul contact uman pe care l-ai atunci când cobori din tren e cu un cerșetor care îți cere bani de țigări. Îi întâlnești la orice colț, dar un lucru pe care ar trebui să-l știe că nu toți au o problemă de sănătate sau un impediment care îi împiedică să muncească, ci pur și simplu fac asta pentru că e mai ușor și mai bănos. Ba chiar se ceartă pe cele mai bune locuri de cerșit, deci gândește-te de două ori când e să dai bani unui cerșetor pe stradă și nu te gândi deloc
când e să dai bani unui om care cântă pe stradă. Acum să vorbim puțin despre fete. Am fost vara trecută în Amsterdam și nici măcar nu pot să le compar, frate. Fetele de aici sunt mult mai frumoase. Bine, în afară de cele din vitrine, care probabil nu erau olandeze. Aici oriunde te uiți, vezi o fată frumoasă și partea bună e că sunt o grămadă de locuri în care le poți întâlni. Dacă ești single, aici e locul în care să vii. Atenție, dacă vezi o fată frumoasă pe stradă, nu înseamnă că trebuie să-ți dai drumul la hormon și că trebuie să te transformi în ultimul țăran. Dacă faci asta, încetează să mai fluieri fete pe stradă și încetează să mai spui chestii de genul: mami, mâncați așpi! Ca să nu mai spun de alte atingeri, toate astea intră la hărțuire sexuală. Dacă vezi o fată care îți place pe stradă, te poți duce la ea, te poți introduce, îi poți face un compliment și poate, dacă vrea ea, faci rost de Instagram-ul ei. E win-win pentru amândoi. Nici ea nu se simte inconfortabil și tu poate te alegi cu o întâlnire spre deosebire de cealaltă variantă, când o face se simte inconfortabil și tu nu te alegi cu nimic, poate doar cu o poșetă în cap. Nu, asta. Microfon, merge. Da. Sănătate, bine v-am găsit în centru vechi. Cu domnul Dragoș Dumitrescu, dați-ne un... Spuneți-ne pulsul, cum se simte pulsul în București? Îngheață-mi el un câine. Am vrut să filmăm, să vă arătăm cluburile pe aici prin centru vechi, dar e festivalul la Saga și toată lumea e acolo, deci e cam golaș. Am ieșit la un suc de pere aici. Hai, noroc. Da, aici s-au deschis cluburile imediat după restricții. Atunci era plin ochi, n-aveai loc să treci. Și chestia e că am fost în Craiova acum o lună. În Craiova au mai rămas vreo două cluburi din câte erau acum 4 ani. Și nici măcar la alea nu erau oameni. Vineri seară, ca idee. Da, era vineri seară. Viața de noapte e mișto aici în București. Dacă vreți să veniți să agățați băieți aici, zi-mi. Să agați băieți. Why are you gay? Să agați băieții. Dacă aveți și bani, da. Mai e un avantaj pe care nu-l găsești în Craiova. Dacă n-aveți chef de club sau de bar ceva, puteți să mergeți vis-a-vis la clubul de striptease. Dacă n-aveți femei, nimic. Ce poți să pierzi? 100 de euro. Spați, spați, da. Cu fratele nostru facem vlog așa. Fratele, advice, advice. Advice, advice. Asta înseamnă promovare. Da. Bă, omul are plată pe Revolut, da? Așa se fac banii, da? Cap, bă, cap. Aveți că trebuie să aveți cap, bă, trebuie să aveți cap. Cum dracu se închide masă? Că mergea ni, frate. În 2022 nu se mai dau bani cash la lăutari, se dau pe Revolut. După ce am terminat sucul de pere, am petrecut restul nopții plimbându-ne prin centru. Așa cum am spus, aici găsești oameni diversi și foarte mișto, cu siguranță un mare plus când ajungi în capital. Acum să trecem la al patrulea capitol și anume... Mă aflu în fața Arcului de Triumf, unul dintre simbolurile emblematice ale Bucureștiului, alături de Palatul Parlamentului. E adevărat, Bucureștiul nu are multe monumente, nu are multe lucruri nemai văzute, nemai pomenite, unice în lume, dar sunt câteva atracții pe care turiștii le vizitează, printre care Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Muzeul Satului, Muzeul Istoriei, Ateneul și, în viitor, Catedrala Mântuirii Neamului, care, deși a costat mult și probabil nu s-a justificat costul ei, am făcut un calcul și statul român își poate scoate bani în 15-20 de ani de la turiști, ceea ce nu mi se pare exagerat de mult. Pe lângă toate aceste monumente, aș dori să mai adaug și câteva mențiuni speciale, printre care Cărturești din centru vechi, Terme și Grădina Zoologică. La Terme te simți ca în vacanță, un complex foarte șmecher acolo și pentru studenți intrare 56 de lei, ceea ce pentru București, crede-mă, că nu e mult. Stilul clădirilor îți arată prin câte schimbări culturale și politice a trecut orașul de-a lungul timpului. Clădirile construite dinaintea celui de-al doilea război mondial în stil franțuzesc, cu multe brizbrizuri și ornamente, clădirile construite după cel de-al doilea război mondial în stil sovietic, cu blocuri pătrățoase și înghesuite, și de asemenea clădiri de sticlă și înalte construite în timpul nostru în stil american. E interesant să vezi influențele pe care Bucureștiul și, în general, România le-a avut aflându-se la granița dintre marile puteri ale lumii. Cred că totuși comunismul a omorât din frumusețea orașului, mai ales când vezi blocuri de-astea pătrățoase și neîngrijite. Asta e dovada lipsei infrastructurii așa cum ar trebui ea să fie. Încă sunt clădiri dărăpânate, găuri în asfalt, marcaje lipsă, probleme cu căldura, tramvaie vechi, autobuze vechi și, deși bulevardele sunt foarte largi, încă nu prea există piste de biciclete. Am fost vara trecută prin Bruxelles și mai avem mult să-i prindem din urmă. În București o zonă e dezvoltată și cealaltă de lângă nu. Cam așa e în România în general. Una bună, alta proastă. Mă aflu poate în cea mai bogată zonă din București, București Nord, sectorul 1, chiar lângă Sky Tower. Pe lângă mine sunt tot felul de clădiri de birouri, firme renumite, tot ce-ți poți dori aici. La bogătași, ce să mai? Totul se învârte aici, toată lumea bună e aici. Aici, în locul ăsta, e centrul afacerilor. Când vezi clădirile astea, normal că te simți motivat, simți că vrei ceva mai mult de la viață. Aici se fac și se cheltuie cei mai mulți bani. Și că tot vorbim de oportunități și cheltuieli,
În general, unde sunt oportunități mai mari, sunt și costuri mai mari, iar în București, cam toate sunt mai mari. Ca să afli exact cu cât e mai scump traiul în București față de localitatea ta, poți intra pe site-ul Numbeo, selectezi București, apoi aici compar cu, să luăm ca exemplu, Craiova și poți afla lucruri precum cu cât la sută e mai mare chiria, cu cât la sută e mai scumpă mâncarea la restaurant, alimentele de bază la supermarket și chiar salariul mediu. Nu e sponsorizare, dar cred că site-ul ăsta e foarte util pentru a ști la ce costuri să te aștepți aici. Dacă e vreun loc în care să-ți îndeplinești visurile în România, aici este. Dacă visul tău e să lucrezi la o firmă înscrisă pe clădirile astea, n-ai decât. Sau poate visul tău e să deții o astfel de clădire. Depinde, fiecare cu visul lui, mai mic sau mai mare. Cert este că dacă te simți prea comod în orașul sau în satul tău, vrei ceva mai mult pe plan financiar, pe plan profesional, trebuie să vii aici. Dar dacă nu-ți place haosul, preferi liniștea și pacea, nu ai ce să cauți în orașul ăsta. Sunt alte locuri mult mai liniștite în România, Bucureștiul e orice, numai liniștit nu. Așadar, dacă vrei să te muți aici, sper că acest video ți-a creat măcar o idee despre cum e să trăiești în acest oraș iubit și urât de oamenii lui în egală măsură. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să-l distribuiți mai departe. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Dragoș Diablo, cameramanul care m-a ajutat să filmez aceste cadre. El face muzică și vă rog eu frumos, duceți-vă și abonați-vă și la el. Vă las linkul în descriere. Dacă ai nevoie de ajutor în legătură cu o problemă personală pe care o ai, te poți alătura canalului și vei primi acces la masa sfaturilor, serverul nostru de Discord, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele pe care voi le întâmpinați. Dacă te-ai uitat până la final, îți mulțumesc foarte mult și stai pe fază pentru că urmează chestii și mai șmechere. Deci, până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu. Pa, pa!